Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's, prescurtarea FNAF, este o serie de jocuri scary create de Scott Cawthon. Este o serie de 4 jocuri. În prima serie sunt animatronii originali, Foxy, vulpe pirat, Freddy ursul, Chica rața, Bunny iepurele și cel mai special Golden Freddy. Totul a început atunci când un gardian îmbrăcat în mov, numit de către ei Purple Guy, a dat dispărut 5 copii care au fost găsiți în trupurile animatronilor. Aici, în acest joc, ai camerele care te ajută să urmărești animatronii, ai uși magnetice și ai lumini, dar ai o putere limitată. După un timp, această pizzerie a fost închisă. În locul ei s-a deschis a doua pizzerie. Animatronii din prima pizzerie au fost aduși în a doua, dar au fost defecți ca să mai poată fi folosiți. Așa că au fost fabricați noi animatroni. Toy Freddy, Toy Bunny, Toy Chica, Puppet, Balloon Boy și Mangle. Au mai fost dați dispăruți încă 6 copii. Aici, Puppet este ascuns într-un cadou gigant și este menținut acolo de o cutiuță muzicală. Mangle este dezasamblată și este varianta feminină a lui Foxy. În acest joc ai o lanternă cu baterie limitată. Într-un final, aceasta a luat foc și în locul ei a fost deschisă o atracție horror. În acest joc sunt fantomele animatronilor care l-au pus pe Purple Guy într-un costum de animatron. Acesta s-a închis. Și ultimul joc este chiar la Purple Guy acasă. Joci din perspectiva fiului lui Purple Guy, iar aici trebuie să verifici ușile și să te uiți în spate. În felul acesta, cred animatronii că se pot răzbuna. Noi animatroni sunt Nightmare Bunny, Nightmare Chica, Nightmare Foxy, Nightmare Freddy și Fredbear. Fredbear este noul Golden Freddy. Există minigame-uri în care trebuie să prinzi pe un X păpușa Springtrap, adică Plushtrap. Aceasta a fost o mică povestire a jocului meu preferat, unul din jocurile mele preferate.